Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să-și prezinte proiectele și viziunea pe care o au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte pentru următorii 4 ani, asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, se află domnul Gabriel Ionașcu, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua și telespectatorilor noștri! Alături de noi este și domnul Tiberiu Claudiu Barstan, candidat AUR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine m-am găsit! Suntem trecuți de prima parte a campaniei electorale. Dacă ar fi să faceți așa, să trageți câteva concluzii în urma ceea ce ați identificat și în teren, în urma discuțiilor pe care le-ați avut cu cetățenii acestui municipiu, dar și în ceea ce privește poate relațiile cu contracandidații dumneavoastră, cam care ar fi concluziile pe care le-ați tras? Într-adevăr, suntem trecuți de mai bine de jumătate de campanie. Deja trendul este unul descendent către finalul campaniei electorale. Din discuțiile cu cetățenii rezultă nevoia de schimbare, o nevoie de schimbare reală, nu doar mimată, o schimbare asumată de cei care își doresc să facă această schimbare. Noi ne-am declinat această intenție, că ne dorim o schimbare în bine. Implicit ne-am prezentat platforma, program și în speță programul de guvernare al municipiului Deva în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții, precum și alte proiecte și programe care pot aduce un plus valoare comunității noastre. Da, într-adevăr, pe parcursul periplului nostru prin cartierele Devei sau localitățile aparținătoare UAT Deva, ne-am întâlnit și cu ceilalți candidați de la celelalte formațiuni. Până la urma urmei, cetățeanul este suveran, cetățeanul decide și noi sperăm ca cetățenii să pună în balanță toate ofertele. Sper ca să constate că, într-adevăr, ceea ce oferim noi, cei de la AUR, le oferim o schimbare în bine și totodată niște proiecte reale, pertinente, cu trecere imediată la executarea lor. De aceea, dragi cetățeni, vă așteptăm la urne pe data de 9 iunie și vă îndemn să votați AUR pentru ca, într-adevăr, aceste proiecte să se concretizeze. Domnule Barstan, cum simțiți dumneavoastră pulsul străzii, dacă putem spune așa, cum, iată, după ce am trecut bine de prima jumătate a acestei campanii electorale? Da, cum spunea și Gabi, lumea avea schimbare, cam la fiecare rând de alegeri, toată lumea vrea să schimbăm, să schimbăm. Dar eu cred că lucrurile care țin de schimbare ar trebui și comunitățile, oamenii să fie mai receptivi, mai atenți la ceea ce înseamnă campanie electorală. Din păcate sunt foarte puține informații legate de oamenii care vin, echipele, proiectele pe care le au. Eu asta speram, noi chiar am venit cu proiecte, cu soluții. Contracandidații, din păcate, cam cu aceleași informații. Insistă mult în niște direcții care deja pe mine unul m-au plictisit an de an. De fiecare dată, la 4 ani când vin alegerile, promit bunăstare, promit o viață mai bună, locuri de muncă și așa mai departe. 34 de ani, am văzut unde suntem, mergem tot înapoi, suntem tot în regres, bunăstare nu prea mai există, despre siguranță nu mai putem vorbi, votanțe nu prea, să zic așa, nu prea mai au răbdare nici cu politicienii din ceea ce am observat și cam pun etichetă ca la tot ce înseamnă partid politic sau candidat, că sunteți cam la fel. Nu cred. În cazul nostru am demonstrat în aproape 5 ani de activitate că am fost alături de oameni, de comunități, de problemele lor.
ne-am consumat energia, timpul și într-o direcție în care să le aducem lor și o libertate, pentru că știm foarte bine ce a fost cu pandemia. Am fost și pe partea cu sănătatea, caravana care am avut-o, am inițiat fel și fel de întâlniri, discuții, inclusiv proteste pentru, și aici am avut probleme în județ, știm foarte bine, cu termocentrala Mintia, problemele cu scumpirea de carburant. Deci noi n-am stat în birouri să așteptăm să facă ceva actuala clasă politică să ne fie mai bine. Am ieșit în față, am luat atitudine. Eu sper să aprecieze aceste lucruri și eu cred că odată ajuns și în administrația publică locală, noi 24 din 24 de ore o să fim în slujba cetățenilor. Vă spuneam, asta am făcut și până acum în calitate de consilier local. Am avut multe audiențe, ceea ce a ținut de noi și am insistat pe anumite direcții ca să fie rezolvate problemele lor. O parte s-au rezolvat, o parte nu. Noi suntem minoritari acum. Dacă situația în care, și eu sper să ajute Dumnezeu să câștigăm primăria, eu vă garantez că nu ne trebuie un mandat să schimbăm fața orașului. În primul an se va vedea o schimbare radicală în viața, în confortul cetățenilor, liniștea și siguranța de care cu toți avem nevoie. Cu o completare aș dori să fac la ceea ce spunea și colegul meu și legat de tema întrebării pe care ne-ați adresat-o la începutul emisiunii. Lumea, într-adevăr, s-a săturat de păcăleală și un singur exemplu de păcăleală electorală am să-l dau acum în emisiunea dumneavoastră. În 2016 vii și promiți o sală polivalentă, care nu o realizezi într-un mandat. În 2020 vii cu aceeași păcăleală. Și iată că ne aflăm în anul 2024 din nou cu acea sală polivalentă. Deci în trei mandate tu păcălești, încerci să păcălești oamenii ăștia, să-i păcălești cu ceva de genul ăsta. Haideți să ieșim un pic din sfera asta și într-adevăr, eu sper ca cetățenii să realizeze că lumea ne-a lăsat păcăliți destul, am înghițit destule minciuni, destule prostii. Dragi cetățeni, haide să trecem la treabă să facem o. Asta e una dintre minciunile, că sunt foarte, ele sunt foarte multe, care dar nu se regăsesc în... N-am vrut să epuizez timpul emisiunii înșirând aici și să discutăm despre important, proiecte. E important, exact, da, să prezentați să devenilor ceea ce vă doriți dumneavoastră despre... să faceți pentru da, ca această schimbare de care spuneați puțin mai devreme, într-adevăr, să se facă. Pentru că ea este realizabilă și efectiv cu resurse financiare relativ mici. Pentru că se pot găsi axe de finanțare pentru unele dintre proiecte, sunt pe rol axe de finanțare, avem specialiști pentru a accesa aceste fonduri, sunt bani la buget, pentru că bugetul primăriei Deva este unul deosebit de generos. Cel mai mare buget, mai mare decât al Consiliului. Dacă administra prost, poți să aibă bugetul New York-ului, tot degeaba. Da. Putem spune că omul sfințește locul? Absolut. Absolut. Omul potrivit la locul potrivit. Dacă pui un bun gospodar să administreze banii urbei și în speță să se ocupe de gospodărirea urbei, da. Se pare că unii dintre cei care sunt la cârma administrativă, culmea că pentru ei sunt buni gospodari în ceea ce privește creșterea bugetului pentru ei, în buzunarele proprii. Însă când vine de gospodărirea banului public, se pare că acolo dau rateuri. Dar pentru asta avem instituții, abilitatea ale statului și eu sper să facă lumina. Sunt mulți tineri, mulți copii care în prezent văd ceea ce se întâmplă la Hunedoara în ceea ce privește echipa de fotbal de acolo, Corvinul Hunedoara, care a renăscut și a stârnit așa foarte multă emoție. Precum pasărea Phoenix. Exact, și a stârnit emoție și cumva i-a impulsionat pe mulți tineri să practice orice tip de sport până la urmă, lucru care se întâmplă cumva și la Deva, pentru că avem un club sportiv administrat de municipalitate. Aveți planuri și din acest punct de vedere pentru a readuce cumva sportul la Deva la performanță? Bineînțeles, avem proiecte în acest sens. Din păcate, s-au axat, cel puțin în momentul de față, este axat doar pe câteva dintre ramuri, deși există performanță și în alte ramuri.
avem atleți de renume, campioni, nu se face nimic, iar intrăm în discuție cu pista de atletism care nu se mai gata niciodată. Da, într-adevăr, tineretul trebuie încurajat să facă sport, pentru că o minte sănătoasă stă într-un corp sănătos. Și educația se face prin sport. Bineînțeles. Și atunci ne dorim ca tinerii Devei și copiii Devei să facă sport. Există performanță în momentul de față, atât la grupele de fotbal, cât ei trebuie încurajați și spre celelalte ramuri. Ar trebui din nou repornit acel centru olimpic care, iată că nu se mai face nimic acolo, deși Deva era renumită pentru școala de gimnastică de aici. Toate acestea trebuie să lansate și astea sunt o prioritate pentru administrație și pentru noi în speță după data de 10 iunie. O prioritate este și o provocare cumva pentru dumneavoastră să faceți lucrul acesta? Da, eu văd lucrurile mult mai simplu. Ca să faci sport ai nevoie în primul rând de infrastructură, în al doilea rând de oameni bine pregătiți. Știm foarte bine o parte din oameni care sunt angajați acolo sunt Sinecuri. Să zic așa, da, oameni veniți din partide politice care nu au nicio treabă cu sportul și cu performanța și atunci acei oameni cum pot să ridice nivelul jucătorilor, a copiilor care merg și speră ca să facă performanță. Se tot trâmbița că sunt 1000 și ceva de copii pe real, efectiv sunt în jur de 200 și ceva, 300 de copii, dar să dea bine pe hârtii la domn primar, tot timpul umflăm aceste sume. Eu cred că dezvoltarea infrastructurii, noi și avem un proiect pe partea asta turistică, l-am mai prezentat și pe paginile noastre și la televiziune mai puțin, în care să facem un complex de agrement multifuncțional în care să fie și bază sportivă, unde să ai not, terenuri de tenis, badminton, tot ceea ce înseamnă sport. Acolo să concentrăm toți acești copii și să încercăm să-i ducem spre performanță, să-i le creăm un mediu prin care ei pot să-și să facă performanță în condițiile în care în Deva avem un teren de sport de mici dimensiuni, unde se antrenează mai multe echipe, mai este terenul mare unde ei nu au acces, nu poți să faci performanță. E total greșită strategia pe care au plecat, adunând foarte mulți copii, copiii și-au pus speranțe, dar când trebuie să-i miști de școlă prin alte zone, prin curtea școlii să-și facă ei antrenamentele, e foarte, foarte complicat. De asemenea, acolo nu găsim vestiare, nu găsim dușuri, nu găsim locuri unde ei să-și lase materialele. Baza materială, la fel, e deficitară. Acum 2 ani de zile s-au dat niște mingi, s-au dat niște echipamente, de acolo nu s-au mai mișcat lucrurile absolut deloc. Nu există, nu se fac turnee de fotbal prin care, pe o perioadă, 6 luni, un an de zile, copiii să-și vadă nivelul lor, să-i inviți echipe din alte localități, chestiuni care îi ambiționează pe copii și cred și ei atunci în valoarea lor, în potențialul, în pentru asta se antrenează, dar nu-i, strategia nu-i absolut bună pentru ceea ce se dorește. Bun, performanță înseamnă până la urmă și investiții, așa cum spuneați, și fonduri alocate pentru a ajunge la un anumit nivel. Fonduri se alocă, deci bugetul CSM-ului e destul de mare, din păcate ajunge în niște direcții care nu aduc plus valoare nici partea asta cu antrenoratul, nici la niște jucători. Eu aș vedea, de exemplu, activitățile clubului sportiv să promovăm tineri și copii de la noi 100%. Nu să aducem jucători care să lustrească banca de rezervă pe niște sume destul de mari și care nu fac performanță. Am văzut și acum echipa de fotbal a Devei din 9 meciuri, 6 a pierdut, 2 egaluri și parcă o victorie.
Dar nu-l trage nimeni de mână pe acel antrenor, pe staff, domnule, de ce nu mai facem performanță în condițiile în care bugetul echipei de fotbal e, nu știu dacă nu e mai mare decât la Corvinu, ori performanță nu-i. Cum ați gestionat dumneavoastră această problemă? Că spuneați că nu-l trage nimeni de mână, că pe antrenor sau pe alți membri ai staffului care se ocupă de această echipă. Ce ar trebui făcut? Ce ați face dumneavoastră? Sunt, de asta vă spun, foarte mulți bani merg pe niște salarii la niște oameni care n-au treabă cu... Am văzut și cercetători sportivi, ce să cerceteze? Cum pierd echipele noastre de fotbal și de futsal și ce mai avem noi? Chiar în ultima perioadă performanță nu se prea face, în afară de câteva discipline unde toată stima pentru niște antrenori care chiar își fac treaba. Dar avem oameni acolo și pe banca de rezervă la 60-65 de ani, este cu ca jucător de câmp. Păi, un salariu aia. N-are rost să mai dezvolt subiectul, că probleme sunt destule. Sport avem... se poate face oricând, domnule Barstan. E bine că practică. E bine că se face, doar că trebuie să... sănătate până la trebuie urmă. Să facem o evaluare corectă, cinstită, pe niște criterii de performanță. Adică, aloci, vă dau un exemplu, chiar mai zilele trecute se făcuse o statistică legată de lotul de handbal. Da, lot care cheltuia aproape 1 milion de euro pe an. Păi în contextul în care rezultatele sunt cum sunt, mi se pare suma exorbitantă. Adică, haideți totuși să corelăm aceste venituri cu performanțele pe care se pot realiza. Pentru că dacă nu avem performanță, înseamnă că ceva nu merge. Fie că managementul este defectuos, fie cei care sunt puși acolo să se ocupe nu sunt cei abilitați care să se ocupe și nu știu ce au de făcut acolo și atunci nu se realizează performanță și implicit banii mi se pare mie ca și cetățean și cred că întrebarea asta stă pe buzele fiecărui cetățean al Devei. Băi, omule, la ce să dai atâția bani acolo dacă nu se face performanță? Exact cum spunea și colegul meu, Tibi. Bugetul pentru echipa de fotbal este mai mare decât cel al Corvinului și cu toate astea, iată că unde este Corvinul Hunedoara și felicit pe această cale, felicit echipa de suflet a hunedorenilor, pentru că ea a fost o echipă de suflet a hunedorenilor pe vremea când activa Mircea Lucescu și acea garnitură de aur pe care a avut-o Corvinul, a atins din nou această performanță și așa cum spuneam, da, într-adevăr, Corvinul Hunedoara a renăscut precum pasărea Phoenix din propria cenușă și pe care de consecințele urez succes în continuare, haide să facem și noi la Deva performanță. Că bani sunt, bani se alocă de către primărie. Dar dacă banii sunt cheltuiți discreționar pe cercetător sportiv, pe preparator nu știu de care, pe antrenori care nu-i recomandă nicio competență. Am cunoștință, de exemplu, sunt antrenori la U15, U17, care antrenează cu tot ce înseamnă, toate calificativele și sunt plătiți ca o femeie de servici. Și performanță, campioni, an de an, performanță. Și alții care, doar că sunt mufați pe linie politică, în altă parte, sunt remunerați consistent. Deci noi trebuie să ieșim din sfera asta. Aici vreau să mai spun, ca să vedeți viziunea lor, că e total, care nu ajută pe nimeni, să, mai ales să facem performanță, sala sportului care a fost preluată de primăria cu 2 ani jumate, am și votat atunci, s-a promis ca într-o perioadă de scurtă de timp se va face o reabilitare totală, o nu s-a făcut, nici măcar să schimbe clanțele pe la 11 acolo, e un haos total, cu sume mici de bani, eu cred că se putea moderniza, sunt și finanțări pentru aceste lucruri, terenul multifuncțional și bazinul olimpic care se dorea să facă lângă Aqualand, eu i-am și întrebat, băi, hotărâți-vă, ori bazin, ori teren, că nu poți să faci. Avem un pete de pământ, 2000 de metri pătrați, nu poți să le faci toate. Hai că facem aia, facem aia. Deci oamenii n-au nicio viziune, n-au nicio gândire, nicio logică. Probabil nu interesează să facă performanță. E așa, numai niște fumigene, că facem și de aia și de aia și de aia, dar nu face nimic bine. Eu cred că ar trebui încurajat sportul de masă, toți copiii direcționați spre sport, dar trebuie create și condiții ca să poată să-și desfășoare activitățile. Vă
luați acest angajament că veți crea condițiile pentru necesare noi, pentru prioritar sportul, acest sector? Dezvoltarea turismului, avem și niște proiecte inovative, inclusiv și platforma pe cetate. Nu știam că a mai avut cineva ideea cu câțiva ani de zile, când mă tot întrebau mulți, păi cum poți să faci? Păi se poate că înainte de... Noi mai cerem informații la instituții care avizează astfel de lucrări. Să nu ieșim numai cu niște petarde în față fără acoperire. Ne-am interesat, am făcut... să zic așa, adrese, am discutat în stânga și în dreapta și se poate acea platformă realiza. Ori am făcut și o analiză, ca să vă spun, după primul an, cumulat cu cetatea, cu incinta și cu ce se poate vizita, putem să aducem minim 500 de mii de turiști. Asta înseamnă enorm la nivel de Deva, ca să vă gândiți. Din ce știu și Castelul la Hunedoara a avut în jur de 400-500 de mii și vedeți cum s-a dezvoltat orașul. Avem partea asta sportivă, educațională, turismul, să aducem turiști care să vină să-și lase banii, să dezvoltăm micile afaceri, producătorii, mă gândeam și la niște start-up-uri pentru tineri, inițiate din bugetul primăriei, minim 20-30 de start-up-uri prin care să tinerii să vină cu proiecte și susținuți, să pornească la drum. Condiția să angajeze 2-3 oameni, să dea drumul la o afacere care e fezabilă și acei oameni rămân în oraș. Dacă noi nu creăm un mediu bun, prielnic, locuri de muncă bine plătite și alte chestiuni care să reținem tineri aici, ne depopulăm și degeaba avem parcuri, degeaba avem piste de biciclete, că nu are cine să le mai folosească. Orașul e unul îmbătrânit deja, prăfuit, cum mai zic mulți oameni. Insistăm foarte mult pe niște lucruri care nu aduc valoare. Tot vorbim pavaje, borduri, pavaje, borduri. Eu cred că problemele sunt cu totul în altă direcție. Noi acolo să ne concentrăm și vă spun sincer, cu echipa care avem într-un an de zile, schimbăm total fața orașului. Nu sunt chestiuni complicate, nu trebuie să avem manager la primăria Devei pe Bill Gates sau pe eu nu știu ce minte sclipitoare. Suntem oameni care gândim rațional și avem viziunea necesară pentru a aduce, să zic, o altă viață locuitorilor din Deva. Această emisiune rămâne înregistrată, să știți. Da, și ca să vedeți care este proiecția noastră, sărind din paradigma asta a asfaltului, bordurilor și pavelelor, totul este, întreg proiectul nostru al celor de la AUR este gândit coerent. Adică începând de la tineret, în a oferi o bază materială în care să-și dezvolte abilitățile fizice, o educație psihică, pentru că un sportiv bun, un performer sportiv, implicit își educă și psihicul, da? Plecând de la acest lucru, creștem acea pepinieră sănătos, îi oferim posibilități de dezvoltare. Mai mult de atât, întreg acest ansamblu pe care noi l-am proiectat, ansamblu atât turistic cât și cu săli destinate diferitelor activități, începând de la teren de basket, teren de fotbal, pistă de atletism, bazin de not și așa mai departe, realizabil în acel proiect pe care noi l-am prezentat pe malul Mureșului, care pe lângă faptul că oferă posibilitatea într-un cadru deosebit, într-o ambianță deosebită acolo, pentru că este o zonă deosebit de pitorească, acest lucru atrage, noi ne adresăm nu doar locuitorilor Devei, ci și celor locuitorilor din împrejurimi, să devenim din nou, să facem din nou Deva atractivă așa cum era odinioară, pentru că în momentul de față toți cetățenii noștri migrează către celelalte județe. Lumea se duce mai aproape, la îndemână la Hunedoara să se ducă. Mai aproape să se ducă la Alba. Haideți să ținem... Sau pleacă definitiv. Sau pleacă definitiv. Haideți să creăm acel cadru plăcut, cadru prietenos, în așa fel încât să vină din nou, să vină cetățenii din Alba, din județele limitrofe, să vină la noi, să vină, să vadă că se pot simți bine. Mai mult de atât, imaginați-vă cum va merge Horeca în tot acest context. Pentru că în momentul de față, toate întâlnirile pe care le-am avut cu cei din Horeca și responsabili din turism a zis, domne, este inadmisibil, am dita mai clădirea și eu plătesc impozit pe ea, pe dita mai clădirea și eu am abia 3-4 camere pe zi. Este inadmisibil ce se întâmplă. Este inadmisibil să intri în Deva
și să nu te întâmpine atât timp cât avem tot felul, discutăm aici de smart city, de smart, mai nou sunt proiecte de smart village. S-a discutat de mult despre da, bineînțeles, de proiecte smart city. Anul acesta, inclusiv anul acesta, este axă de finanțare pentru smart city. Deva, de exemplu, se califică pentru așa ceva. Nu am văzut nicio inițiativă. Iată că noi, cei de la URA, avem inițiativă, avem o astfel de inițiativă de a face Deva un oraș inteligent. Un oraș în care să-ți fie drag să intri, să te în momentul în care ai intrat pe poarta de intrare a Devei, ca să zic așa cu ghilimele de rigoare, să te întâmpini un mesaj de bun venit, un mesaj în care ai posibilitatea să vizualizezi, să interacționezi cu tot ceea ce poți vizita, pentru că da, Deva are ce oferi, însă din păcate, datorită acestui management defectuos de care eu făceam vorbire, nu putem în momentul de față, este inaccesibil pentru că oamenii vin și tranzitează prin noi, ca să, pe la noi, pe aici, prin municipiu, ca Săgeata. Pentru că nu cunosc, nu știu ceea ce noi putem să le oferim. Nu știu obiectivele de importanță deosebită, obiectivele istorice, turistice, vestigiile pe care noi le putem oferi. Totodată, oamenii ăștia îi poți încuraja să rămână? Să rămână peste noapte. În felul ăsta, iată că dezvoltăm cumva și aceste unități de cazare, de unități ospitaliere. Vedeți dumneavoastră, totul este gândit într-o strânsă interdependență cu toate. Și, bineînțeles, putem dezvolta acel hub universitar care să crească pe piniera, să dezvoltăm platforma industrială, că teren, slavă Domnului, avem, că și așa au cumpărat terenuri pe care le țin în paragină pe milioane de euro, doar ca să facă anumite partii, pentru că aveau anumite partipriuri cu cei care au intermediat acele vânzări și iată că stau de 2 ani de zile, stau în paragină pe depozitelor și nu fac nimic, dar nici nu dezvoltă o zonă industrială. Județul Hunedoara este avem cel mai slab salariu, cel mai slab venit din Uniunea Europeană. Este inadmisibil în contextul în care ai atâtea posibilități să dezvolți. Bun, acum nu primarul... Nu primarul, primarul creează... Poate să le impună... Primarul creează premizele necesare de atragere de investitori. Dar nu poate impune salariul. Primarul a ridicat nivelul salarizării, că în primărie ce păi se mai nu, la clubul sportiv, primărie, da. Niște salarii... Însă primarul creează acele premize necesare de așa manieră încât cei care vin și oferă, deci pentru care trebuie să se presteze anumite munci, trebuie să și ofere o salarizare în conformitate cu competențele pe care ei le cer. Vedeți dumneavoastră? Deci de asta am spus, e nevoie de acel hub universitar care să crească nivelul de performanță al tinerilor și implicit ei să nu se mai vândă pe un minim pe economie. Să nu-și mai vândă forța de muncă pe un minim pe economie. Dar dacă tu nu ai, tu ca și administrație, tu nu ai implementat acea infrastructură, nu poți, nu există corespondent. Ține și de primar foarte mult, pentru că partidele din care vin majoritatea primarilor sunt partide care se află la guvernare. Să vin numai să te plângi că de una și de alta. Bă, frate, dacă nu ești pe direcția și pentru oameni... Păi dacă nu te duci să baci în poartă la guvern acolo toată ziua, bă, dar lipește-te acolo de poarta aia și du-te și fă lobby. Dar se cumpla cu situația, de ce să deranjăm? Păi îmi mai smicură și mie ceva firfirei de pe sus, pentru că asta, noi suntem legați comunele foarte mult de banii care vin de la guvern și de la județe, nu pot să-și ducă, să zic așa, existența fără acei bani. Și atunci, dacă cumva iau atitudine, le-a tăiat, le-a închis robinetul și atunci apar problemele. Nu sunt bani de salarii, nu-i de ani. Și atunci apare și întrebarea, administrația sau în administrație, despre ce este vorba de fapt? Despre oameni? Despre afaceri? Despre ce păi, este cam peste depinde tot. Depinde cu ce gând te duci să faci administrație. Dacă te duci cu gând de căpătuială, cum au venit unii, pleci. V-am spus la începutul emisiunii. Multe poți să le treci în partea aia, că sunt centrele astea pentru social, unde vin mulți că să iau niște bănuți lună de lună, că în rest n-ai ce să producție să faci sau rezultate să ai în situația în care toată administrația publică locală e încremenită, nu sunt niște valori periodice la cei care lucrează acolo să vezi nivelul de la care ai fost, unde ai dus departamentul în care ești. Îi așa... Ați face aceste evaluări în compartimentele din cadrul primăriei Deva? În mod sigur. Deci e absolut necesar.
Trebuie eficientizat aparatul primăriei și pentru asta trebuie văzut ce funcționează bine și ce nu funcționează bine și acolo trebuie intervenit cumva și acele persoane care blochează angrenajul de funcționare, bun, nu ești competent aici, găsit eventual în altă parte. Și în privat, dacă funcționezi, dai randament, rămâi, dacă nu, căutat alte variante, că de muncă este nevoie. Și în turism discutam că nu mai vin nici turiști, dar nu mai avem nici forță de muncă. Marea majoritatea patronilor lucrează cu soția, cu nevasta, cu copiii, cu... mai găsim. E o problemă generalizată, din păcate. Da. Domnule Barstan, un mesaj pentru Deveni, pentru că am ajuns la final de emisiune. Eu zic să aibă încredere noi în soluțiile pe care noi le avem. Suntem un partid nou, ne dorim schimbare în bine a noastră, a vieții și a mediului în care trăim. Nu mai putem să tolerăm să rămânem doar la stadiul de promisiuni. S-a întâmplat asta în 34 de ani și trebuie o schimbare absolut necesară, altfel viața noastră se va complica din ce în ce mai mult. Noi pentru asta am intrat în politică, să aducem o plus valoare orașului în care trăim și a comunității. Domnule Ionașcu, vă rog un mesaj. Dragi Deveni, pe data de 9 iunie vă rog să votați AUR pentru a ne ajuta să facem Deva bine. Pe toate cele 5 buletine de vot, pune ștampila pe AUR și în felul acesta viața Devenilor și implicit a tuturor românilor se va schimba în bine. Doamne ajută, spor și biruință! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes vă doresc în continuare. Vă mulțumim și mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!